Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În aprilie, vei inventa noi probleme pentru tine însăți. Fii încrezătoare în tine și demonstrează-ți calitățile cu fiecare ocazie. Schimbarea vine pe frontul personal. Nu lăsa situația financiară să te sperie, totul se va stabiliza în curând. Dragoste, în familia taurilor, competiția pentru conducere va începe. Nu vrei să renunți la locul liderului și vrei să-i ții pe toți în lesă scurtă. Relaxează-ți presiunea, lasă-ți familia să respire ușor și tu însă-ți devii mai relaxată. La mijlocul lunii aprilie se va dezvolta o situație stresantă care va necesita o reacție rapidă a familiei. În legătura cu soțul tău, căută să rămâi reținută în vorbe. Dacă ignori pregătirea unui alt conflict, vei înțelege că mai este loc pentru romantism în cuplul tău. Taurii care sunt cufundați într-o nouă relație se vor îndoi. Noul ales ți se pare suspect, din asta începi să tragi de timp, te joci și chiar minți despre ceva. Dacă te hotărăști să-i aranjezi un test, atunci fii sigură că vei fi expusă și scandalul este garantat. Nu vrei angajament? Deci spune celuilalt pe șleau, poate că vei avea nevoie de o mică pauză pentru a fi pregătită în viitor. Sănătatea. Principala problemă de sănătate a taurului în aprilie va fi legată de durerile la nivelul capului. Pe lângă tulburările vasculare obișnuite, se pot adăuga migrene. Asigură-te că mergi la medic și faci o scanare tomograf dacă simptomele interferează cu viața normală. Poate exista o tendință de durere după o zi grea de muncă. Învață să te relaxezi în mod de dezvoltat și să nu iei o pastilă de fiecare dată. Învață yoga, meditație, ieși mai mult în aer liber. Uneori e bine să fii singură. Aranjează-ți câteva zile de leneveală și descărcare emoțională. În aprilie, orice modificare a imaginii va fi în bine. Ți se recomandă proceduri de îngrijire, vizite la saloane, cumpărături. Nu-ți ignora zâmbetul. Este timpul să faci o programare la medicul stomatolog și să rezolvi problemele de lungă durată. Dacă intenționezi să slăbești până la vară, atunci contactează experții care te vor ajuta cu motivația. Banii. Taurii sunt foarte pretențioși, atât față de ei înșiși, cât și față de colegi. Vrei ca tot ceea ce faci să arate perfect. Dacă ceva nu merge, scapi de sub control, ceea ce agravează și mai mult situația. Dacă vrei să finalizezi cu succes o activitate majoră, atunci lucrează în echipă. Găsește-ți câțiva complici care gândesc ca tine. În aprilie, poți îndeplini orice plan de stabilitate, dacă nu lucrezi singură. Șefii trebuie să scadă presiunea asupra echipei, apoi vei găsi mai mult succes. Indivizilor creativi le va fi mai ușor decât altora. Acum poți să găsești inspirație pentru proiecte noi și să implementezi ceea ce te gândești de mult timp. Cineva apropiat îți va fi de mare ajutor în a merge mai departe. Nu renunța la jumătatea drumului. Dacă nu ai suficiente fonduri, atunci împrumută bani, doar nu amâna returnarea. Succesul nu va întârzia să apară. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!